După ce criterii se califică cineva pentru a predica, ce anume îl descalifică, cine califică, cine descalifică? Biblia. Amin. 1 Timotei 3, Tit 1, l-arată pe cel care e slujitor în adunare. Trebuie să fie un om, în primul rând, de caracter. Trebuie să fie un om apt să dea învățătură. Trebuie să fie un om care, în relația cu familia, e capabil să rânduiască lucrurile în familie după voia lui Dumnezeu. Iar în relația cu cei de afară, se spune foarte clar, trebuie să aibă o mărturie bună, să nu fie întors de curând la Dumnezeu. Deci e relaționat omul ăsta la vreo 5 domenii. Trebuie să aibă calificările alea. Dacă are calificările alea, cel mai probabil e chemat de Dumnezeu să fie în slujire. Dacă nu are, nu contează ce dar are, ce oratorie are, cine l-a confirmat, cine l-a ordinat, cine l-a uns, cu ce l-a uns, n-are niciun fel de importanță. John MacArthur are un clip care era foarte popular acum pe net, în care spunea, am autoritate atâta. Era o întrebare de genul ăsta, când ai autoritate, cine îți dă autoritate? Am autoritate atâta timp cât stau sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Când am ieșit de sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, dacă m-ar fi ordinat interstelar, interplanetar, intergalactic, galactic de nu știu cine, n-am nicio autoritate. Niciun fel de autoritate. Când părăsesc calea cuvântului, mi-am pierdut autoritatea, indiferent de cine mă recunoaște. Doar să, cred că întrebarea e pusă cumva în contextul unei biserici, da? Deci clar, după criterii biblice, da? Dar în biserica aia există deja prezbiteri care trebuie să vegheze, să cârmuiască, să vestească cuvântul și așa mai departe. Deci ei, în primul rând, sunt responsabili pentru orice predicare, orice învățătură este transmis în acea biserică. Evident, este responsabil și întreaga adunare. Deci prezbiterii care sunt acolo și membrii până la urmă pot zic că, ok, vedem că fratele Cristi e dăruit în acest sens, da? Ok, prezbiterii percutează, se ocupă de fratele Cristi, îl ajută să crească în aspectul ăsta, îl verifică, a delega, îl pun la predicare, uite, hai, predică tu duminică seara, în seara 3 săptămâni sau ceva de genul, și biserica rezonează sau nu, confirmă sau nu, da? Și da, noi toți suntem de acord, toți vedem chemarea din partea lui Dumnezeu, lucrarea Duhului Sfânt în viața fratelui Cristi. Da, frate Mihai, ești corect în felul în care ai văzut situația, da? Dacă după aia lucrurile merg tot așa și se dovedesc toate lucrurile astea după criterii biblice, se merge înspre confirmarea unui om ca și slujitor din partea bisericii. Da? Asta e singura metodă. Deci criteriile biblice și procedura care o arată Biblia, și anume că biserica este cea care confirmă această chemare. Dumnezeu este cel care prin Duhul Sfânt dă slujitorii bisericii, biserica îi primește ca și un dar de la Dumnezeu și confirmă acest lucru. Slujitorul are nevoie de biserică, da? Slujitorul nu este chemat în slujire, confirmat în slujire printr-un vis, printr-un... Nu. Trebuie să fie biserica cea care zice, evident, din lucrarea care face Duhul Sfânt în viața ta, că El te cheamă în slujirea asta, da? Deci ai aptitudinea necesară, dăruirea necesară, caracterul necesar, să vezi lucrarea Duhului în tine. Noi confirmăm lucrul ăsta. Noi vrem să ne slujești, da? Nu trebuie doar dorința lui sau așa mai departe, trebuie ca să fie confirmat prin biserică că este de fapt lucrarea lui Dumnezeu. Deci dacă doar eu văd că sunt chemat, deci doar dacă eu singur om care îmi dau seama că sunt chemat, cel mai probabil că nu sunt chemat. Că Dumnezeu mă cheamă într-o biserică pentru o biserică, da? Sau ca din biserica aceea să extindă lucrarea. Dacă doar eu văd că sunt chemat, nu sunt chemat. Că sunt profetici, lupi din ăștia singuratici, care cred că ei sunt chemați și hoinăresc pe oriunde, dar nu-i recunoaște nimeni. Și ei zic, da, nu ne recunoaște nimeni pentru că așa e în vremurile din urmă. Dar noi suntem singurii creștini adevărați care am rămas pe planetă. Noi suntem singurii profeți. Așa au fost profeții dintotdeauna, așa s-a întâmplat. Da, deci... Nici ei între ei nu se recunosc. Da, exact.
Deci e clar că trebuie să te recunoaște. Te rânduiește Duhul Sfânt, te pune episcop, te rânduiește Duhul Sfânt, dar te recunoaște adunarea. Că dacă Duhul Sfânt te-a rânduit pentru turma, pe turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcop, turma aceea aude glasul păstorului. Iar păstorul îi spune turmei, uite omul pe care ți l-am trimis, ca să aibă grijă de voi și să vă hrănească. Păstor fără turmă nu-i păstor, e schizofrenic. Adică, realmente, prin definiție, păstorul trebuie să aibă turmă. Dacă el e păstor, prezbiter, etc., folosește ce termen vrei, dar nu există turmă, e psihopat, ăla nu știe, visează chestii care nu există, dar și închipuie chestii. Doamne, a, eu sunt păstor, dar unde ți-i turmă? Dacă cineva zice, eu sunt patron, da? Tu întrebi, a, deci ai firma, ai angajația, a, nu, dar sunt patron. La ce ești patron? La EUSRL. Ești nebun, omule, nu ești. Patron înseamnă că ai firmă, da? Deci, prin definiție, eu sunt păstor, unde ți-i turmă? E simplu. Ce pot face dacă în biserica din care fac parte sunt momente sau perioade, de exemplu pe timpul verii, când predica este înlocuită cu expuneri motivaționale de leadership etc. Din nou, cred că depinde cine ești. Dacă ești membru, dacă ești învățător, dacă ești prezbiter, depinde cine ești. Deci depinde cine ești. Dacă ești un membru care nu ai darul ăsta, e foarte greu să faci ceva. Ai putea să te duci smerit la frate, spui, frate, mi-e foame. Dăm ceva mâncare din cuvânt. Nu mă mai sugruma atâta. Da, deci, ce n-are timp sau ce se întâmplă vara, da? Da. A, frecvența redusă și nu se mai pregătește în sensul ăsta? Da, probabil. Da, e trist. E trist dacă vara stabilește seriozitatea cu care predic. E foarte trist. Este o biserică multi-site biblică, biserica cu transmitere video a predicii în mai multe locații. Noi am privit asta ca pe o soluție intermediară pentru o perioadă scurtă de timp, pentru grupuri care vor ajutorul nostru și nu putem să fim îți departe, nu putem să fim totdeauna acolo. Considerăm că ne putem folosi de tehnologie pentru o perioadă scurtă de timp, dar noi nu considerăm că grupul respectiv este turma noastră și nici că noi suntem păstorii turmii respective, ci că suntem într-o perioadă intermediară în care ne folosim de tehnologie ca să ajutăm grupul respectiv, dar ținta noastră este clară. Noi vrem să se formeze o adunare locală și să existe prezbiteri locali acolo care se ocupe de chestiunea asta. Dar pe termen lung eu nu cred că e ceva sănătos. Da, eu cred că definiția bisericii, eclesia, adunare, cei adunați într-un loc, un scop. Deci, cred că definiția nouă testamentală cere ca adunarea să fie toți la un loc. Da? Deci, eu sunt convins de asta. De exemplu, noi, fratele se referea la ceea ce se întâmplă miercuri seara cu frații care sunt de la Timișoara. Dar ei participă la studiu biblic prin videoconferință. Ideea e ca să-i ajutăm, să-i echipăm, să poată avea o părtășie și acolo. Eu iubesc și noi iubim pe frații ăștia foarte mult, mulți dintre ei sunt aici, dar nu și-au asumat nici ei sau n-au intrat nici ei în biserica noastră ca și membri și nici eu sau nici noi nu suntem responsabili din punctul de vedere. Noi ne dorim și ne rugăm și așteptăm să vedem dacă Dumnezeu va lucra în așa fel încât să se constituie o biserică, da? Dar asta este altceva. Ei vor fi la un moment dat, dacă asta este direcția în care merge, sau orice alt grup, sau orice altă adunarea din Timișoara, din casa lui Cutare, de exemplu, cum vedem în Noul Testament. Adunarea, deci prin definiție e lucrul ăsta. În momentul în care se ajunge la multi-site, cum e în America, de exemplu, se ajunge de multe ori din diverse motive. De obicei se ajunge pentru că biserica respectivă crește foarte mult și există un predicator preferat, da? Ăsta e un motiv. Și atunci, ok, nu mai începem nicio clădire sau ceva de genul, sau vedem că ar trebui ca să existe o biserică și într-o altă zonă geografică, dar nouă ne place foarte mult de predicatorul respectiv. Ok, dar asta nu e un motiv biblic pentru care ar trebui ca să lucrezi în felul acesta, da? Ca tare, nu cred că e justificat. Noi n-am face ceva de genul, sau eu n-aș fi de acord cu ceva de genul, ceva să zic că noi vrem să plantăm o biserică la Timișoara, dar vrem să o păstoriți voi prin Facebook. Nu se poate așa ceva. Deci nu, înțeleg, sunteți hrăniți sau ajutați de resursele care noi le avem pentru
turma care o păstorim aici. Bucurați-vă de ele, de-aia le facem public și dacă vă sunt de folos, slavă Domnului, nu avem niciun merit pentru asta, da? Dar noi nu suntem păstorii voștri, noi nu suntem, dar nu răspundem pentru voi, voi nu sunteți sub autoritatea noastră, cei care urmăriți pe YouTube, Facebook, whatever, da? Lucru foarte important de înțeles. Aveți nevoie să faceți parte dintr-o biserică locală, dintr-un trup local și aveți nevoie să fiți păstoriți într-o biserică adevărată, sănătoasă. Deci asta este realitatea. Și ne doare că mulți nu au o biserică adevărată sau o biserică sănătoasă din care se poate să facă parte. Ne doare lucrul ăsta și tot ce putem face ca să ajutăm bisericile care sunt adevărate să devină mai sănătoase, vrem să facem și tot ceea ce putem face ca bisericile care sunt apostate, cei care încă sunt acolo și sunt într-adevăr născuți din nou să plece de acolo, vrem să facem. Spun asta fără să fiu apologetic. Cine se află într-o biserică moartă, mă rog pentru el ca să scape de acolo. Să scape de acolo, să nu-și mai chinuie sufletul și familia. Da? Deci nu am nicio, nu-mi cer scuză pentru așa ceva. Cum se împacă dragostea din veșnicia lui Dumnezeu pentru cei aleși cu vrăjmășia dintre om și Dumnezeu, ținând cont că Dumnezeu nu urăște păcatul singur, ci și pe păcătos? Nu știu dacă înțeleg întrebarea. Da, înțeleg întrebarea. Dumnezeu iubește păcătosul din veșnicie pe cel ales al lui, dar în același timp Scriptura ne spune că Dumnezeu îl urăște. Da, este un adevăr. Poate mintea noastră nu poate să cuprindă acest paradox, trebuie să-l afirmăm. Pentru că Biblia le spune pe amândouă. Dumnezeu îl iubește din veșnicie, până el nu primește darul credinței și a pocăinței, el este mort în greșelile și în păcatele lui și este condus de diavolul, merge după mersul lumii acesteia, este străin de viața lui Dumnezeu și este ca un om, ca orice om al lumii acesteia. Dar tocmai dragostea veșnică a lui Dumnezeu, la un moment dat, face ca omul acesta, după marea sa îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit din veșnicie, ne-a adus la viață în Hristos Iisus. Da? În tot acest timp, dragostea veșnică, atemporală a lui Dumnezeu, a fost pentru păcătosul ăsta. În tot acest timp, Dumnezeu a urât din toată ființa lui, păcatul lui și pe el pentru ceea ce era el în păcatul lui. Cum se împacă că Dumnezeu îl iubea și îl ura în același timp? Nu știu, eu n-am nicio problemă cu chestiunea asta, la propriu. Și nu cred că ar trebui să negăm vreo una din aceste două realități. Și este o supra-simplificare a ceea ce înseamnă Dumnezeu. Da. O încercare. Într-adevăr, Biblia vorbește, de exemplu, despre ordinea sau logica decretelor lui Dumnezeu. Da? Și până la un punct, cortina ni se trage și se dezvăluie anumite lucruri. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu poate fi sistematizat și înțeles de mintea noastră mică și incapabilă. De exemplu, vă pun o întrebare. Cum se poate ca Dumnezeu să interacționeze cu lucrurile care nu există precum ar exista? Cum se poate? Ce înseamnă? Cine poate? Nu să-mi spun așa în lozinci. Ce teolog îmi poate spune și explica și pretinde că înseamnă că înțelege ce înseamnă pentru Dumnezeu să fie atemporal? Că există în afara spațiului și timpului. Dacă și concept așa filosofic, asta v-am explicat, că e atemporal, că nu există timp și spațiu, că Dumnezeu... Vă pot arăta poate și niște exemple, dar nu știu, mintea mea nu poate cuprinde cum Dumnezeu, un Dumnezeu infinit, poate interacționa cu timpul și spațiu, fără ca să fie timp și spațiu. Cum poate, de exemplu, ca în Dumnezeu să se țină toată creația, toată existența, da, care se desfășoară în timp și în spațiu, dar pentru Dumnezeu să nu existe conceptul de timp și spațiu, da? Adică sunt niște chestii care depășesc. Deci vă pot pune niște întrebări despre Dumnezeu și mi le pun mie, care nimeni nu le poate. Mintea omului pur și simplu se apleacă înainte lui Dumnezeu și zice fantastic, incredibil. Deci nu, și pur și simplu atunci le iau ca și afirmații care Biblia le face, înțeleg puțin. Ele, de fapt, sunt dezvăluite pentru mine să mă minunesc cât de mic sunt eu și cât de mare este El. Da? Cât de infinit este El. Dacă cred că mi-am creionat un Dumnezeu mare și am înțeles cât de mare este, e prea mic. Corect. Da? Am nevoie de un Dumnezeu mai mare. Pentru că Dumnezeul meu este un Dumnezeu infinit. Dumnezeul Scripturii este un Dumnezeu infinit. Deci Dumnezeul la care mă închin este un Dumnezeu care nu-L pot înțelege. Dacă l-am înțeles, l-am sistematizat, ăla e un Dumnezeu fals. Apropo, cineva... La maxim, zic, adică clar că există anumite chestii care le putem sistematiza. Multe persoane zic că noi neglijăm sau subminăm dragostea lui Dumnezeu. Nu, noi o spunem că e pentru cei aleși din veșnicie în veșnicie. Da? Și eu cred că Dumnezeu a urât atât de mult ceea ce erai tu ca păcătos,
încât datorită dragostei sale veșnice te-a dus la viață în Hristos Iisus. Repet, Dumnezeu a urât atât de mult ceea ce tu erai ca păcătos, încât datorită dragostei sale veșnice te-a dus la viață în Hristos Iisus și te-a mântuit. Le-am pus pe ambele într-o propoziție. Ambele sunt adevărate. Da, și anumite chestii care, cum să zic, pe de parte suntem reducționiști, pe de parte suntem, nu suntem suficient de reducționiști. Că dacă reducem lucrurile la lucrurile esențiale și de bază, putem să înțelegem anumite concepte. De exemplu, discută cu o mamă, da? Discută cu o mamă și care acum are un copil de 10 ani și ceva și întreabă, de când îți iubești copilul? Foarte multe mame, de exemplu, discutăm și cu o ancă, eu am iubit copiii ăștia înainte să existe. Din momentul din care mi-am dorit, da? Din momentul din care mi-am dorit, eu i-am iubit. Și acum, în continuare, își iubește copiii care și i-a dorit, a vrut ca să vină în existență copiii ăștia, da? Și printr-un act de dragoste au intrat în existență, până la urmă, pentru un decret al lui Dumnezeu, ce am făcut noi egal cu zero. Și acum copiii ăștia sunt un rezultat a dragostei respective, care precede actul respectiv, care precede toate lucrurile astea, da? Și acum pune asta împreună cu un Dumnezeu atemporal. De ce existi? Pur și simplu, pune-ți întrebarea. De ce existi? Dumnezeu a hotărât ca să te creeze, da? Și asta este un rezultat al dragostei lui. A hotărât să te creeze pe tine, exact cum ești, cu un scop, da? Un scop special pentru viața ta. Dar lucrurile astea toate provin dintr-o decizie a lui Dumnezeu, care are în spate anumite lucruri și are în spate atributele lui Dumnezeu, printre care are dragostea lui Dumnezeu, care s-a manifestat față de tine, încât El a zis, eu îl iubesc pe Cristi, înainte ca să existe Cristi, da? Dacă o mamă poate să-și iubească copilul înainte să existe copilul, voi credeți că un Dumnezeu infinit și atemporal nu-și poate iubi copiii înainte ca să-i aducă în existența fizică? Deci vorbim așa niște chestii aberante, pentru că nu suntem dispuși să stăm un moment să gândim, măi, noi suntem capabili de anumite sentimente, de anumită logică, care după aia spunem că un Dumnezeu infinit n-ar fi capabil de ele, da? Deci, pe de o parte, reducem pe Dumnezeu la niște categorii umane simpliste, pe de o parte, nu-i acordăm complexitatea sentimentală care nu o avem. Cum poate Dumnezeu să iubească și să urască în același timp? Care dintre voi sunteți căsătoriți? Toți ați experimentat asta, da? Toți ați experimentat asta. Toți ați avut momente în care, din cauza că soția dumneavoastră sau soțul dumneavoastră a făcut un păcat, a săvârșit un păcat, o nedreptate, da? Și ai stat și ai zis, măi, nu-i bine, parcă simți că ești gata să crepi, da? Dar asta nu neagă deloc și n-a schimbat deloc dragostea care e reală, care există față de acea persoană, da? Și stai, dacă stai și zici, măi, cum pot ca să simt pe de o parte sentimentul ăsta, pe de o parte un alt sentiment, în același timp? Și să am impresia că Dumnezeu, de exemplu, nu poate simți multiple sentimente și toate să fie veritabile și sfinte în Dumnezeu? De ce? Că e mai simplist emoțional decât mine? Da? E absurd. Dumnezeu este cel mai complex. Este dincolo de complexitate. Este infinit. Dumnezeu l-a iubit pe Hristos când și-a revărsat mânia peste El? Poți să spui că n-a iubit persoana din Dumnezeire? Tu când dacă ai un copil mincinos, el este mincinos, nu doar spune minciuni. Tu știi că este mincinos pentru că spune minciuni. Tu urăști că este mincinos. Tu nu-l urăști pe el în totalitate. Detești că este mincinos. Nu că a greșit accidental cândva. Sau detești că bărbatul tău e laș. Sau detești că bărbatul tău e bădăran. Dom'le, detești total lucrul ăla care face parte. Dom'le, te detest pentru că ești un bădăran. Dar pentru că detest ceea ce, nu doar ce face, ce este copilul meu în lucrurile negative, în același timp, fiindcă îl iubesc așa de mult, da? Detest atât de mult ce face și iubesc în același timp încât fac lucruri ca să se schimbe lucrurile acelea. Piper are un articol excelent în care explică tensiunea asta în care chiar noi oamenii detestăm și iubim în același timp aceleași persoane. Tocmai pentru că o detest vreau ca să se schimbe. Dar dragostea din spate mă face ca în timp ce îl detest să fac anumite acțiuni care duce la schimbare aceea, da? Și lucrul ăsta este o experiență umană continuă. Când este detestare simplu, te bucuri de răul lui și așa mai departe. Dar este o detestare și o ură, ca să spun, dumnezeiască pozitivă, care duce la schimbarea lucrurilor. Detest felul în care ești acum și fac acțiuni sistematice pentru a te schimba. Pentru ca viața ta să se schimbe. Și în spate vezi că de fapt e dragostea, da? Care coexistă cu detestarea. Eu dacă iubesc sfințenia din viața copilului meu și el este acum un mincinos și un păcătos, dacă iubesc sfințenia, eu urăsc păcatul lui. Dar văd că păcatul face parte din el. El este păcătos.
Ele coexistă, da? Ele coexistă. Dacă Biblia, simplu, dacă Biblia le afirmă, le afirmăm și noi. Sfaturi practice pentru pregătirea predicării. Sfaturi practice pentru pregătirea predicării. Îți dăm un playlist. Ce v-am prezentat așa pe scurt astăzi în predicare, am făcut și într-un playlist în care cu ajutorul unei tablete am diagramat, am arătat cum se studiază un text. Dacă vă interesează, îmi scrieți pe Facebook și vă dau un link în care puteți să vedeți practic cum o metodă de lucru asupra textului. Sunt mai multe lucruri de spus ca să predici expozitiv pe cărți, mai multe implicații, să poate studia mai aprofundat lucrul ăsta, dar se poate da pentru început o metodă de lucru, simplă, zic eu, ca să poți să înțelegi textul biblic. Pe de parte aș încuraja faptul că în primul rând, lucrarea de predicare este o lucrare supranaturală. Da? Deci asta e primul aspect. Dincolo de ceea ce poți face tu, practic, da? Dumnezeu trebuie să lucreze prin tine. Și asta e primul aspect. Primul aspect este să recunoști în față de tine și față de Dumnezeu, în primul rând, că tu nu ești capabil să faci această lucrare la care simți că ești chemat și ți se confirmă că ești chemat. Asta e primul pas. Dacă tu crezi că poți face lucrul ăsta pentru pur și simplu că ai urmat niște sfaturi practice și mai departe, vei falimenta. Și când uiți lucrul ăsta și te urci în amvon, crezând că lasă că asta o rezolv eu, Dumnezeu te lasă să pici în cap, încât să-ți dai seama că nu poți ca să rezolvi tu, da? Nu poți ca să rezolvi tu. Și de multe ori când tu te simți că ești cel mai inapt, cel mai incapabil, schița ta e bună de nimic, da? Și zici, Doamne, ajută-mă și urci în amvon și atunci toată lumea zice că a fost cea mai zidită și biserica spune că Dumnezeu a lucrat cel mai puternic prin acea predicare. Dar deci, în primul rând, subliniez că în mod ultim nu ține de tine. Nu ține de tine. Ține de Dumnezeu care lucrează printr-un instrument. Ceea ce tu trebuie să faci este să te pocăiești de orice idee că tu poți face lucrul acesta. Trebuie ca Duhul Sfânt să lucreze prin tine. Deci asta e primul lucru. După aia, ceea ce poți face este să beneficiezi de toate instrumentele Harului care te pot pregăti ca să fii un instrument potrivit în mâna lui Dumnezeu pentru această lucrare. Da? Și instrumentele astea le cunoaștem toți. Rugăciunea, citirea Scripturii, studiul biblic, părtășia frățească care ne cizelează, care atacă păcatele din viața noastră, care ne disciplinează și așa mai departe. Toate lucrurile astea care până la urmă, orice mădular în trup trebuie să le facă. Da? Și dacă lucrurile astea sunt realități și dacă există o chemare reală și ești într-o biserică, acum eu glumeam cumva despre Haila Zălău, dar dacă ești într-o biserică adevărată, sănătoasă, biserica aia locală se va ocupa de tine. Da? Biserica aia locală te va învăța, biserica aia te va crește, biserica aia te va ghida, va fi un proces de ucenicie, nu te va lăsa așa de capul tău, acum să devii tu predicator peste noapte. Deci nu există așa ceva. În spatele oamenilor care sunt folosiți de Dumnezeu, există un proces de prelucrare a omului respectiv, există o creștere în timp, există un proces de frângere care Dumnezeu te pregătește în toate aspectele, te zdrobește înainte ca să te folosească și în același timp te reconstruiește într-un fel și în gândirea ta și în tot procesul ăsta care se întâmplă prin providența lui Dumnezeu în viața ta, prin biserica ta locală în care faci parte și mai departe, Dumnezeu construiește unealta de care El vrea să se folosească. Da? Eu știu că lumea ar vrea așa un răspuns de genul, citește astea trei cărți și vei fi un bun predicator. Nu, înțelege că e o lucrare a lui Dumnezeu. Da? Aș începe cu rugăciunea în primul rând. Dacă ai dorința ca să slujești pe Dumnezeu în acest fel, este foarte bine. Roagă-te lui Dumnezeu ca să-ți confirme lucrul ăsta și stai la dispoziția lui Dumnezeu. S-ar putea să fie ani de zile înainte ca Dumnezeu să te folosească într-un oarecare mod mai serios. Că asta e problema. Cum ai vrea tu? Ai vrea să fii un predicator de o altă talie sau să predici la mai mulți oameni sau să primești like-uri sau nu știu ce cauți sau ce ăsta. Nu, tu caută ca să cunoști, să iubești, să înțelegi, să prețuiești, să explici altora cuvântul lui Dumnezeu, da? Să crești în cunoștința ta, să crești în împlinirea cuvântului și când Dumnezeu te-a pregătit, te va folosi dacă este după voia lui.